Dacă e o poveste, atunci să fie poveste. Măgarul, vulpea și lupul se duc la vânătoare. După ce prind ei ce prind acolo, se reîntorc înapoi. Și măgarul este rugat să facă împărțeală. El face 3 grămezi egale, iar leul, îmi cer scuze, leul se înfurie și îl mănâncă. După aceea, o pune pe vulpe. Vulpea adună tot într-o grămadă și lasă pentru ea doar puțin. Leul, stupefiat, spune, cine te-a învățat să faci împărțeala? Pățania măgarului. Asta vreau să faceți și voi în seara asta. Să învățați din pățania măgarului. Povestea mea începe frumos. Am fost crescută de niște părinți și bunici superbi. M-au învățat valori morale înalte. Am învățat să fiu o persoană luptătoare, ambițioasă și mândră și orgolioasă. Atât de orgolioasă încât nu am crezut niciodată că voi avea un eșec. Nu se putea. Dar întotdeauna se vedea la de acasă, nu se potrivește cu cea din târg. Și pe la 20 și ceva de ani fac o greșeală imensă, pe care o fac aproximativ toate viitoarele doamne. Și anume, am închis ochii înainte de căsătorie și am deschis după. Când dumneavoastră știți bine, o căsătorie de succes înseamnă să-i deschizi bine înainte și să-i închizi după. Astfel, chiar dacă ne cunoșteam de copii, cu fostul meu soț, am decis să pun punct căsătoriei în momentul în care, într-o zi obișnuită, treceam unul pe lângă altul în casă, el face o mișcare bruscă și eu tresar. În momentul acela mi-am dat seama în ce situație mă aflu. De principiu, dacă mă lovește odată să-ți fie rușine, dacă mă lovește de două ori să-mi fie mie rușine. Asta este, am ieșit din acea căsătorie cu hainele de pe mine și din dulap și cu orgoliul puternic și fonat. Dar când după ploaie întotdeauna vine soare, l-am cunoscut pe soțul meu, care este împreună de 8 ani, este un om minunat și avem o căsnicie deosebită. Dar, Dumnezeu încă nu-și terminase treaba. Încă nu eram suficient de șlefuită, nu străduceam suficient de bine. Astfel că la 3 săptămâni după nuntă, într-o seară, când eram cu laptop în brațe și cu actele clienților mei în jur, primesc un telefon. În câteva minute alergam pe marginea șoselei de centură, spre locul unde soțul meu cu fratele lui au sesizat în acest. Detalii cred că nu trebuie să vă dau. Au fost cele mai cumplite momente pe care le-am simțit. Tipul care provocase accidentul a murit, la 35 de ani, cu 2 copii. Daune totale. Soțul și cunatul meu au ajuns să fie inconștienți la spital, cu fractură de femur, suspect de hemoragie internă. Au urmat 6 săptămâni de spitalizare, ei amândoi imobilizați pe extensie ortopedice. 6 săptămâni în care nu știu ce seamnă să dorm. 6 săptămâni în care zi de zi am mers la job, pentru că exact în același moment deschisese compania mea un hotel și era nevoie 12 din 24 de mine. Mă schimbam între hotel și spital, făceam naveta între hotel și spital. Eram în sevraj, eram într-o oboseală cronică, de care mi-am dat seama doar când era să mă urc cu mașina pe parapet. M-am și urcat, de fapt, pe parapetul din față de la electrică. Atunci mi-am dat seama în ce situație mă aflam. A trecut. Asta a fost șlefuirea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o. În momentul acela mi-am dat seama ce putere am. Ce putere și Dumnezeu a desăvârșit, a scos toată puterea aceea din mine, atât de ce sunt în stat. Bun, cred că s-a terminat. Nici vor. De-abia acum vine teza de doctorat. După ce totul a intrat în normal, am încercat cu soțul meu, de 6 ani încercăm să facem un copil. Sunt diagnosticată cu infertilitate primară, deocamdată nu este posibil, nu se știe de ce. Și vreau să trec peste partea cu tratamente hormonale și cu minunatele efecte ale lui, peste dezamăgiri, deznădejde și mai departe. La un moment dat m-am oprit pe panta descendentă pe care eram, am zis stop și am spus ce vrei.
ce vrei să faci cu mine? De ce? Ce lecție? Ce trebuie să învăț? Și ce trebuie să fac în continuare? Astfel, am cunoscut niște oameni minunați, familia Crainer, pentru cine îi cunoaște, și Fundația Amia Suflet de Copil. Începând în acel moment, cu niște oameni deosebiți, am început să lucrăm cu copii din centrele de plasament. Aveți cuvântul meu de onoare că acești copii m-au vindecat. Este o lume pe care nu vă puteți, nu puteți ști decât dacă mergeți și vedeți despre ce e vorba. Astfel, eu am hotărât să las pe Dumnezeu să lucreze și să nu mai privesc orice problemă din viața mea ca o problemă, ci probabil ca o punte spre ceva ce trebuie să fac. Și vă invit și pe voi și pe mine să trecem prin viața aceasta cu bucurie, cu putere, cu încredere și să fim învingători. Pentru că învins nu ești când suspin și sânge, nici când pentru o zi spanzările închise în bătălii, supremele înfrângeri sunt numai renunțările la vise.